Deci depășește 83 de milioane de euro. Sunt o serie de obiective și vă spun aici diguri, 9,4 km, 10 km apărări de maluri. La capitolul drumuri, drumuri naționale 22 de km, drumuri județene 145 de km, 32 de drumuri județene afectate. Drumuri comunale 917 km. Poduri, podețe, traversări 761, din care poduri 151. Vorbesc poduri pe naționale, județene, locale. Foarte multe. Deci astea ne trag pe noi ca și bani enorm de tare și aici va trebui să găsim soluții de finanțare pentru că sunt cele mai scumpe. Podețe 610. Mă rog, nu vă citesc toate astea. Rețele de canalizare. Avem rețele electrice. Am avut kilometri 596. Transport gaz 0,5 km. Deci pe ruta Frasin-Câmpulung. Rețele de comunicații. Uzine de apă 7. Stații de epurare 2. Terenuri agricole 12.573 de hectare. Silvicultura are pagube importante. Deci la ei cele mai multe drumuri forestiere. 233 de km de drumuri forestiere afectate. Imobile. La case, e bine de știut. Deci noi am avut case în care a intrat apa, 4.949 de case. Din care avariate și afectate, 1.051. Distruse complet, 35. Și case în pericol de prăbușire, care au mai rămas pe loc, dar în pericol, 186. Practic, 35 și 186 sunt casele care trebuie refăcute, construite.